pe repede înainte pentru că de săptămâna viitoare intră în vacanță. Parlamentul adoptă astăzi în variantă finală așa zisa eliminare a pensiilor speciale, care este și jalon în PNRR. Vorbim despre o așa zisă eliminare a pensiilor speciale pentru că în realitate acum nu se elimină absolut nimic. De exemplu, reforma se amână pentru următorii 5 ani și se prelungește până în 2043, adică pentru următorii 20 de ani. Despre aceste evenimente discut acum cu colega mea, Sorina Matei. Sorina, bun găsit! Bun găsit! Putem să vorbim despre o eliminare a pensiilor speciale, așa cum spun politicienii, sau nu? Practic, dacă citim acest proiect de lege care va intra acum la vot final în Camera Deputaților, eliminarea pensiilor speciale va avea loc când vom fi noi bătrâne, Raluca, adică peste 20 de ani, pentru că toată schema este pur și simplu o fanfaronadă a coaliției. Ei sunt obligați să adopte acest pachet de reformă a pensiilor speciale pentru că este condiționalitate în PRR. În octombrie ei trebuie să tragă a treia tranșă, și mă refer aici la coaliția de guvernământ, a treia tranșă din PNRR, care este de peste 3 miliarde de euro. Dacă nu prezintă Bruxellesului ceva, ei nu pot trage a treia tranșă și practic toată România pierde 3 miliarde de euro din cauza neadoptării acestei reforme. Așadar, s-au făcut că fac o reformă. Sunt mai multe proiecte de lege, este acest proiect de lege despre care vorbești și tu privind pensiile de serviciu și mai este proiectul de lege privind interzicerea cumulului de la stat al pensiei cu salariu. Și dar au introdus, de exemplu, la pensiile de serviciu, unde este cea mai mare bătălie, pentru că aici vorbim de magistrați, de polițiști, de armată, de servicii secrete. Fix cum ai spus și tu, reforma începe peste 5 ani și se termină peste 20 de ani, pentru că deocamdată nici anul acesta, nici anul următor și nici până în următorii 5 ani, practic, nu se schimbă nimic. Adică oamenii vor putea ieși la pensie, și mă refer la pensionarii speciali, fix în aceleași condiții și fix cu aceeași vârstă și fix cu același cuantum din salariu. Și apropo de cumulul, nu se taie nimic. Apropo de cumulul salariilor, Sorina, așa cum am văzut cu toții în Senat, s-au introdus din nou excepții de la aplicarea acestei legi. Vreau să întreb cine este exceptat de la interzicerea cumulului cu salariul de la stat. Păi sunt șmecherii. Așa cum s-a întâmplat meleu, nu este pentru prima oară când România adoptă această lege, această filozofie a interzicerii la stat a cumulului dintre pensie și salariu. Avem peste 5 bilioane de angajați în sistem, dar peste 100 de mii sunt dublu remunerați, adică au și pensie, au și salariu de la stat. Exceptații, ca de obicei, pentru că din cauza acestor excepții și derogări, legea devine inaplicabilă din moment ce bagi foarte multe categorii cărora nu li se aplică această lege. Vorbim de șmecheri, adică de parlamentari, de cei de la ANAF, de angajații BNR, de cei de la ASF, de cei de la ANCOM, unde dacă ne uităm la ANCOM, de exemplu, sau la ASF, vedem că angajați sunt toate pilele, rudele parlamentarilor, politicienilor, oamenilor importanți din această țară, inclusiv din zona partidelor politice, soții, rude, copii, afini, în general sinecuriștii care ajung în aceste instituții, care sunt exceptate, vezi, potrivit acestei legi, inclusiv, de exemplu, unde poți să introduci această excepție la salariații din domeniul sanitar și din învățământ. Ei pot cumula, adică pot să profeseze în domeniile lor și pot, de exemplu, și profesa ca, nu știu, în învățământ, fix în acele domenii. Deci sunt o grămadă de excepții, tocmai de aceea a ieșit scandalul în Senat, pentru că, de exemplu, USR-ul, ai văzut și tu, nu a votat aceste excepții nici în comisie, dar se aplică acest cumul, interzicerii acestui cumul de pensie și salariu la stat, mai puțin pentru șmecheri, pentru rudele politicienilor din anumite instituții care nu sunt vizate, sunt ocolite de această lege. Sorina, îți mulțumesc tare mult! Cu plăcere!